Salut! Astăzi vreau să vă arăt cum voi înmulți căpșunii plantați în vara, toamna anului trecut. În niște recipiente din plastic am secționat două canale laterale care să faciliteze introducerea tigelor de căpșuni. Căpșunii sunt bine dezvoltați și au început procesul natural de formare a tijelor căutătoare, tije care formează la capăt sau pe jumătatea distanței, în momentul în care ating pământul, formează noi rădăcini. În acel punct se vor forma noile rădăcini și astfel vom avea un nou stolon de căpșuni. Dar eu le umplu cu pământ. Pun aceste tije în pământ, le tasez bine pentru a fi în contact cu pământul și le las în mod natural afară. Iar ele se vor dezvolta în circa o lună, 2 luni de zile, își vor dezvolta rădăcini foarte bine dezvoltate, astfel că fiecare păhăruț va forma un nou stolon de căpșuni. După formarea rădăcinilor, le voi reteza, le voi tăia cu foarfeca și le voi planta într-un alt loc. Este o metodă simplă și foarte eficientă de înmulțire, de clonare, mai bine spus, a plantelor de căpșuni pe care le avem în grădină. Încercați și voi, este foarte simplu și nu costă nimic decât să-i tăiați, să-i îndepărtați aceste tije, mai bine obțineți din ele noi stoloni de căpșuni. Căpșunile încep să se coacă și preconizez că în circa 7 zile voi culege prima recoltă.